Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. Tu ești o persoană inovatoare, visătoare, dar suficientă de practică pentru a înțelege că a transforma un vis în realitate necesită mai multe decât intenții bune. Atentă și decisivă, ești capabilă să planifici și ești dispusă să lucrezi din greu pentru a-ți aduce la viață ideile, deși modul în sus nu este întotdeauna neted. Persistența și refuzul tău de a te retrage aproape garantează succesul. Tu ești căutătorul care încearcă să unească afacerile lumești și bucății de adevăr universal. Cauți să să-ți folosești talentele pentru a crea ceva care va fi important pentru umanitate pentru o lungă perioadă de timp. Nu trebuie să împiedici realizarea abordării individuale a vieții, chiar și în cele mai practice domenii legate de activitățile profesionale. Tu reușești să acționezi în conformitate cu idealurile acceptate pe o scară universală, personalitate puternică, ești adesea în contact cu aspecte ascunse ale sufletului și conștiinței umane, în familia sau cercul tău social, ești recunoscută ca om cu principii care nu numai că își poate apăra în mod convingător opiniile, ci și datorită magnetismului intern, pentru a câștiga asupra altora. Cu toate acestea, tu nu ar trebui să te suprapui cu fenomene negative și să te obișnuiești cu tendințe autodistructive. Semnul zodiacal Capricorn este direct legat de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități, diligență, prudență, prudență, devotament, austeritate, claritate, severitate. Planeta ta guvernatoare este Saturn. Aceasta predetermină dorința de ordine. Planeta este favorabilă pentru profesiile din serviciul public, precum și pentru funcționari. Planeta ta în exil este Luna. Ea este responsabilă pentru gravitatea și lipsata de sentimente. Tu ești născută deja la intersecția cu vărsătorul, prin urmare, influența constelației vărsător este simțită destul de puternic. În special, tu nu ești conservatoare, aceasta este o caracteristică a vărsătorului. Și, de asemenea, îți place să visezi, să inventezi, să construiești proiecte. Generarea ideilor este o trăsătură puternică ta, dar semnul zodiacului pentru tine este încă Capricorn, iar influența Capricornului este simțită în faptul că înțelegi perfect că pentru a-ți realiza proiectele în realitate trebuie să lucrezi multă timp. Poate fi extrem de dificil să se comunice cu tine dar reușești totuși să acționezi dinamic și să afectezi în mod semnificativ lumea din jurul tău. Se pare că, dacă este nevoie, îți poți mobiliza energia până la ultima picătură. Este posibil să nu poți să conduci o viață normală din punct de vedere organic. Chinuită constante de probleme personale, adesea emoționale, arzi ca o cometă strălucitoare într-un cer întunecat și apoi dispari fără urmă în noapte. Fiind o persoană cu energie explozive, ar trebui să-ți controlezi mai atent spontaneitatea și vorbele aruncate aleatoriu. Cu toate acestea, poți fi de altă natură, cea care simte în sine nevoia de a desena o linie strictă de separare între reverie, lumea creată de ea și o viață personală mai stabilă, sau, din potrivă, modelează viața interioară turbulentă, stabilizându-se astfel, în orice caz. Dorința de obiectivitate și echilibru te ajută să controlezi izbucnirea energiei. Entuziasmul natural și activitatea înaltă sunt faptele tale incontestabile. Dacă ești dintre acelea care în sine pot suprima lăstarii individualității și creativității, atunci te vei supune iritabilității și nefericirii. De obicei, o criză de personalitate ar fi trebuit să fie depășită la vârsta de 28 de ani, odată cu întoarcerea lui Saturn, iar apoi în jur de 42 de ani, când ar trebui să faci o alegere cardinală în favoarea extinderii sau, din potrivă, a reducerii activității tale. Tu te distingi prin aspecte speciale ale temperamentului, o astfel de doamnă este realistă, responsabilă, înțeleaptă. În cercul social în care te rotești de obicei, ca și în familia ta, ești iubită și respectată. Tu ai propriile opinii și ești capabilă să-ți aperi în mod convingător punctul de vedere și chiar să-ți atragi susținătorii. Poți fi una dintre cele pesimiste în viață, de multe ori nemărginite de mândră și arogantă, ceea ce face foarte dificilă găsirea împreună cu tine a unui limbaj comun și este, în general, inutil de argumentat. Tu te concentrezi mereu asupra rezultatului final. Ești interesată numai de succesul tău personal, pentru care ești gata să faci imposibilul și chiar mai mult. Uneori se pare că poți mobiliza și utiliza toată puterea energiei tale, până la ultimul gram, dacă este necesar. Cum afectează data de 19 ianuarie soartata, tu ai întotdeauna propria abordare personală pentru orice afacere și pentru viață în general, chiar și la locul de muncă unde totul trebuie să respecte anumite reguli și legi, tu încerci să acționezi creativ și să aduci ceva nou în rutină. Prin natura ta, ești o personalitate destul de puternică și comunici cu aspectele interne ale conștiinței și ale sufletului omului. Încerci întotdeauna să-ți aperi punctul de vedere, destul de convingător. În plus, tu ai un magnetism și un farmec deosebit, capabile să atragă și pe cei care nu sunt de acord cu tine. Poți părea foarte ascunsă și dificil de comunicat cu indivizii care iubesc să trăiască printre dificultățile vieții, dar în același timp tu reușești să influențezi activ lumea exterioară și societatea. Se pare că, dacă este nevoie, îți mobilizezi în mod adecvată toată energia internă. Totuși, se poate spune că nu poți și nu știi cum să duci o viață normală problema constă în torturarea constantă a problemelor personale care afectează starea emoțională globală. Poți fi comparat-o cu cometele strălucitoare în cerul întunecat, poți arde pentru o vreme și apoi dispari brusc în noapte, fără să lași în urmă. Sfat, încearcă să reduci haosul și spontaneitatea în interiorul tău. Va fi foarte bine dacă există o persoană înțelegătoare și armonioasă în apropierea ta cu care poți întări o legătură puternică. Aceste lucruri te va ajuta să îți atingi echilibrul intern și o împământare moderată. Cu toate acestea, poți fi supus acestui fapt că se par strict reveria și realitatea fantastică de lumea reală din jur. De asemenea, poți adopta modelele de lucru existente la viața turbulentă internă, stabilizând-o și transformând-o într-o stare armonioasă. Sfat, Caut o viziune echilibrată și obiectivă asupra realității, acest lucru te va ajuta să îți controlezi energia internă și să o protejezi de la supra tensiuni. Principalul fapt, desigur, este prezența entuziasmului natural și a creșterii activității tale. Sfat, nu te condamna la dorință și nemulțumire constantă, suprimând în tine orice rudiment ale aspectului creativ și ale individualității. De regulă, undeva pe la vârsta de 28 de ani și în jurul vârstei de 42 de ani, poți fi supusă presiunii unei crize de personalitate. Trebuie să fii deosebită de atentă la criza de la vârsta de 42 de ani, deoarece această vârstă este foarte importantă din punctul de vedere al luării unei decizii cu privire la ceea ce ar trebui să fie activitatea de viața anterioară. Sfat, nu arunca în zadar ceea ce privește stabilirea obiectivelor, păstrează o viziune optimistă asupra vieții și apreciază strălucirea vieții tale, dragoste și compatibilitate. Tu supraviețuiești oricărei relații suficiente de adânci. În familie, tu ești capabilă să convingi elocventă de corectitudinea opiniilor tale, să ai o mare influență asupra partenerului, care, la rândul său, Trebuie să fie suficient de puternic pentru a rezista și a stabili echilibrul necesar în relație. Partenerul tău trebuie să fie foarte echilibrat și înțelegător. Ești o persoană orientată spre scop și constanță de iubire, prin urmare vei găsi un limbaj comun cu semnele zodiacului: Fecioară, Scorpion și Pești. Relații la nivel de mijloc cu Vărsător, Taur și Capricorn în sine. În aceste combinații de cupluri dacă reușesc să se obișnuiască cu asta, să învețe să se dărui unul altuia, veți obține o familie complet prosperă și prietenoasă. Este puțin probabil să ai succes cu berbecul, leul, săgetătorul, racul și balanța. Relațiile normale nu se vor dezvolta, acești oameni au o viziune diferită asupra vieții, tu ai nevoie de consistență și stabilitate, pe care semnele de mai sus nu le poți oferi. Locuri de muncă și carieră. Lucrul și varianta practică este deja influența capricornului. Tu nu te retragi, te grăbești din nou și din nou la muncă, nu te predai, nu te comporți conform unui plan clar stabilit, de obicei reușești, ești ajutată de aceste trăsături ale personalității, precum și de obiceiurile și performanțele tale extraordinare. Doar lucruri semnificative în beneficiul întregii omeniri sunt interesante pentru tine. Sănătate și boli. Trebuie să direcționezi energia ta irepresibilă în direcție cea bună. Pentru starea ta mentală este util să menții un echilibru între dorințe și realitate. Prea zeloasă în atingerea obiectivelor, în timp ce cheltui prea multă energie, riști să ajungi la o defalcare emoțională. De aceea, tu ar trebui să fii mult mai realistă pentru a te cunoaște mai profund și pentru a formula o abordare rațională a vieții. În acest sens, atât activitatea fizică cât și dieta joacă un rol imens, deoarece în aceste domeniu poți învăța să planifici în fiecare zi. Exercițiul este recomandat, dar nu de natură competitivă, dacă este posibil yoga, cu gong, În ceea ce privește dieta, ar trebui să dai preferința alimentelor bine echilibrate, bine pregătite, să iei vitamine, să reduci consumul de zahăr, alcool, cel puțin o dată pe zi, este util să împarți masa cu alții. Au riscul de a te îmbolnăvi de stres constant, oboseală, muncă constantă și lipsă de odihnă. Pentru a evita acest lucru, trebuie să înveți să-ți planifici cu strictețe ziua în special pentru a controla dieta și în întotdeauna să lași timp pentru sport, destinul și norocul. În această zi s-au născut naturi duale, contradictorii care tind să se îndoiască. În acest sens, tu pierzi constant șansele și oportunitățile care ți sunt oferite de soartă. Deci, tu nu vei putea să realizezi majoritatea celor talente și abilități cu care natura te-a înzestrat cu generozitate. Având toate posibilitățile pentru o viață prosperă, nu știi cum să ia decizii ferme, îți lipsește perseverența și persistența, te poți lupta cu tine însăți, cu temerile tale interioare, creând tot felul de obstacole pentru tine însăți, ai putea obține mult mai mult prin tratarea vieții mai inteligent, acționând mai înțelept, modificările vieții sunt posibile numai printr-o schimbare de caracter sfaturi pentru tine, cel mai important e lucru pe care trebuie să-l știi, în niciun caz nu-ți suprima natura, individualitatea și creativitatea, realizează-te ca artist, altfel poți trăi o viață mizerabilă, de nemulțumire față de tine însă îți aderă la o perspectivă optimistă asupra vieții, nu încerca să te conduci după scheme și modele, acceptă-te așa cum ești, puncte critice pentru tine sunt la 28 și la 42 de ani. La vârsta de 42 de ani, trebuie luată o decizie dificilă, dacă îți menții activitatea chiar mai departe la același nivel sau te drept treptat spre o dihină bine meritată. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești o fire practică. Nu-ți plac surprizele. În te ești un gardian al vetrei familiei. Prin urmare, este mai bine pentru tine să primești cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi. Desigur că nu vei renunța la un covor confortabil, un pulover cald din lună. tot ceea ce este util, convenabil și funcțional, de marcă. În general, lucruri pe care numai tu le vei folosi vor avea un farmec deosebit. Iubește monogramele pe cadouri. Pentru tine este important ca un cadou să fie veșnic al tău, iar când numele tău este sigilat pentru secole, nu contează că acesta este doar o scrumieră de cristal. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți-le au dăruit ursitoarele tale.